Pensionarii au ieșit în stradă, în capitală, nemulțumiți de noua lege a pensiilor. Legea a fost discutată astăzi și în ședința de guvern. Ministrul Muncii spune însă că nemulțumirile sunt nejustificate pentru că actul normativ va duce la dublarea pensiilor. Circa 150 de pensionari au protestat în Piața Victoriei. Principala nemulțumire se leagă de valoarea punctului de pensie. Principala nemulțumire este scrisă pe noi, toți care suntem aici. Solicităm să se caute soluții pentru aplicarea și acordarea 45% din salariul mediu. Să-l fixeze care? Ăla de acum, ăla mai dincolo, ăla mai din urmă cu un an de zile, numai să fixeze un salariu mediu la care să aplice 45% și să-l respecte pe cât posibil. Legea pensiilor va avea un impact financiar uriaș asupra bugetului. Numai pentru anul viitor ar fi nevoie de 8,4 miliarde de lei, deoarece punctul de pensie începe să crească. Cel mai mare impact însă, de peste 81 de miliarde de lei, va fi în 2022, când practic toate pensiile ar trebui să fie dublate. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, susține însă că sunt bani pentru toate aceste creșteri, fără a determina în același timp și o creștere a deficitului. Nu se taie de undeva și nu trebuie să introducem noi taxe pentru această lege. PIB-ul crește în fiecare an. Se păstrează exact ce scrie în programul de guvernare și anume există acel 45% din salariul mediu brut, dar atenție, neraportându-ne la noua prevedere a codului fiscal. Ministrul a explicat că vor fi recalculate peste 5 milioane de pensii. Printre modificările propuse de noua lege a pensiilor se află și reducerea vârstei de pensionare pentru condiții grele. Legea a primit toate avizele necesare de la ministere și va fi trimisă la Parlament pentru a fi dezbătută.